planul de tot rău. Continuăm dezbaterea despre ce se întâmplă cu educația copiilor noștri, doamnelor și domnilor. Avem, iată, niște legi ale educației cu mari probleme. Domnul Stamule aici de față spune că sunt în regulă aceste legi, dar trebuie scoase niște bombe și o să le discutăm în seara asta. De exemplu, povestea cu mandatele rectorilor, da? Domnul Câmpeanu, rector, președinte la Consiliul Rectorilor, avea tot interesul să le pună rectorilor mandate pe viață, dacă se poate. Mandate de 5 ani, până acum erau limitate la 2. Domnul Câmpeanu era deja la al treilea mandat, pentru că își găsise el o chichiță acolo. Domnule Preda, e în regulă cu această prevedere cu rectorii? Pentru că se formează ca în orice meserie niște familii din acestea, așa, chiar și aici, familii universitare. Se dau foarte mulți bani prin PNRR acum. Toată lumea țintește putere, țintește bani, țintește niște funcții pe viață. Există diferite tipuri de universități. Există, într-adevăr, universități unde s-a abuzat în mod vizibil de aceste poziții. Și, într-adevăr, cum ați pomenit, au fost diverse găselnițe, nu? Nu doar Câmpeanu, cred că a fost în situația asta, au fost mai mulți rectorii care s-au suspendat o lună ca să se ducă, dacă nu mă înșală memoria, undeva în Sri Lanka, e o țară superbă, și pentru acest motiv, întorși acasă, au pus propriile instituții să constate că ei nu și-au făcut un mandat complet și atunci... Se mai califică pentru mai încă unul. E ridicol și vă dați seama că Dar ce înseamnă? Ce înseamnă, domnule Preda, ce înseamnă un rector pe mandat de... Ce înseamnă? O putere infinită? Da, acum e interesant, vedeți că din 90 încoace există două funcții unde e clară limitarea, funcția prezidențială și funcția rectorilor. Nu? Decanii, de pildă, nu au o asemenea limitare. Eu și cu domnul Stamulea putem să fim până la pensie decan. Eu nu-mi doresc asta departe de mine, dar, în fine, e o chestiune care ține deja... Este o chestiune care ține deja de cultura noastră universitară. Și vă spun foarte cinstit, că am prieteni în foarte multe universități din țară, toți își râd de cei care au abuzat de acest drept și au făcut chichițe. Adică lumea și-a dat seama. În fine, unora nu le pasă în universități, pentru că li se pare că dacă își fac treaba în colțul lor, lucrurile arată bine. E clar că trebuie o limitare, pentru că abuzul de putere e posibil peste tot. Nu în reprezentările de tip parlamentar, al consiliilor sau al autorităților locale, nu se pune această limitare. E o chestiune mai generală, nu? Primarii, de pildă, în Franța sau în alte țări europene, n-au o limitare de mandat. Dar limitarea funcției prezidențiale, ca și a funcției de rector responsabil pentru o mare instituție de învățământ, asta e o chestiune firească. S-au găsit de altfel și alte, dacă ne uităm în istoria Universității Române, și alte variante de a prelungi șederea în frunte instituțiilor. Pentru că la un moment dat, când nu exista decât rector, s-a inventat poziția de președinte al universității, pentru ca acel rector care termina două mandate să fie președinte. Și de aici, în fine, tot felul de chestiuni ridicole. Eu cred că problema universităților n-ar trebui să fie instalarea la putere sau consolidarea puterii rectorului sau a oricărui altcuiva. Eu aș fi de acord să se limiteze și la decan, de altfel, numărul de mandate. Cred că problema universităților noastre ar fi aceea de a regăsi un suflu al libertății academice. Noi suntem, într-adevăr, sufocați de birocrație. Și de asta eu cred că, dacă s-ar face o consultare veritabilă, mulți dintre universitari ar cere Ministerul Educației să diminueze povara administrativă. Noi, vă dau un singur exemplu. Suntem supuși verificărilor periodice ale programelor noastre de către instituția RACIS. E foarte bine că se verifică așa calitatea programelor, felul în care se țin. RACIS ne cere, domnul Carpie, coleg cu mine, tocmai... Am avut o serie întreagă de asemenea verificări. Costă vreo 25.000 de lei una, o verificare. Vin 4-5 oameni și verifică. Ce verifică? Niște dosare pe care le creăm noi. Muncim săptămâni întregi pentru a face niște forme birocratice, inclusiv trebuie să furnizăm copii ale actului fondator al universității. Și asta ori de câte ori vin ăștia. Deci e un efort birocratic pe care îl fac profesorii. Bun, da, înțelegeți? Cum și vă dau acest exemplu pentru că birocrația riscă să sufoce activitatea profesorilor.
Asta se întâmplă și la, și la, la, la celelalte nivele. Am vorbit cu profesori de școală. Li se cere să, li se cere din partea inspectoratului profesorilor să facă hârtii peste hârtii în loc să îmbunătățească... Asta e o problemă cu birocrația. E enormă problemă. Este enormă întărirea problemă. Puterii pe funcții, când păi de fapt ar trebui să se pună accentul domnilor profesori pe integritatea, da, integritatea intelectuală sau nu știu cum să o numesc, astfel încât oamenii să-și ia lucrările și examenele pe bune, fără plagiate, nu, fără doctorate false. Asta se întâmplă, nu. Atenție, acum chestiunea cu plagiatul, aici sunt două lucruri. Există în acest moment norme în toate universității din România, antiplagiat. Orice teză de doctorat care este gata, este verificată cu software antiplagiat, care îți dau imaginea clară a situației. Fie și în cazul în care cineva vine de pildă pentru așa numită presusținere, îi se recomandă să mai facă niște modificări, cum înțeleg că a primit domnul Bode până să publice, și până să se facă susținerea propriu-zisă să mai verifică o dată. Deci universitățile, urmare acestor mari scandaluri, s-au dotat în acest moment cu instrumentele care împiedică... Deci nu se mai fac, după 2006, se mai fac plagiate. Problema este cu ce s-a întâmplat în adevăr înainte. Și le compară cu digitale, că aici Însă chestiunea... Deci avem următoarea situație. Se face această verificare și la licență, și la master, și la doctorat. Deci toți studenții care au lucrări, mai întâi le pun pe aceste platforme de verificare, care au... cumva acces la tot ce înseamnă digitalizabil, tot ce a fost la nivel mondial, deci nu la, la nivel, inclusiv cu inteligența artificială pe traducere asemănătoare și mai departe, niște softuri foarte avansate și realitatea este că tot ce s-a publicat după 2006 are suspiciuni extrem de reduse de plagiat. Bun, ca și care sunt portițele, domnule Stamule? De vreme ce domnul Câmpeanu bagă în lege, păi, că dacă te-ai... Problema e, dacă vă uitați la toate cazurile astea, sunt înainte de 2006. Scriu după aceea. Se prescriu, deci, după aia. Dacă vă uitați la toate cazurile care au apărut în spațiul public, sunt dinainte de 2006. Că nu existau mecanismele de control. Și toată dezbaterea este... Ce facem cu perioada 90? Au existat mecanisme de control. Dar nu atât de avansate cum sunt softurile. Acum lumea a verificat felul în care se alcătuiau tezele. Noi am eliminat de la Facultatea de Științe Politice o profesoară care plagiase și care, din păcate, a câștigat pe urmă procesul împotriva universității, spunând că autorii pe care îi plagiase nu reclamaseră daune. Și din nefericire un tribunal i-a dat dreptate și a pus universitatea să plătească. Deci voința de a clarifica lucrurile a existat în multe locuri. În marile universități din România, și la București, și la Cluj, și la Iași, și la Timișoara, a existat această dorință. Din păcate, un anumit tip de gestiune, într-adevăr, proastă a afacerilor academice și o anumită proastă reglementare a plagiatului ca furt, a împiedicat clarificarea. Eu vă spun în și două... Și legile astea ce fac? Legile astea, cum a arătat Cercan foarte bine, erau destinate să spele păcatele celor care și-au susținut tezele, au profitat de pe urma. Așa, și uitați, îmi pare rău că nu i-ați dat cuvântul colegului Carp, dar el ar trebui să judece teza lui Ciucă. Și Ciucă a blocat, râdeți, dar la fel ca domnul Carp, mai sunt alți 12 membri ai Comisiei Gnatcu, la care teza domnului Ciucă nu poate să ajungă. Ajunsese, aici nu este vorba de un proces. Pentru că domnul Ciucă, printr-o manevră avocățească, a ajuns la situația ca, prin decizia Curții Constituționale, să fie împiedicată orice altă reclamație. De asta mi se pare că, dacă vrem într-adevăr să clarificăm această problemă, ieșirea este ca domnul Ciucă să trimită teza către acești membri. E singurul care o poate face. De acum, nici dumneavoastră, nici oricare alt membru al societății... După ce s-a chinuit atât să-și blocheze lucrarea pentru în că, instanță, vedeți, n-o ei nu se pot face asta. Deci dacă un membru, cum e domnul Carp sau cum sunt alții, ar spune, mă duc și fac ce a făcut Șercan, văd teza lui Ciucă. Ei sunt dați în judecată și Ciucă va câștiga împotriva lor. Asta a fost manevra pe care a făcut-o premierul. Și de asta e grav, pentru că a făcut-o cu mâna lui Câmpeanu. Câmpeanu a blocat la nivelul Ministerului Educației ajungerea dosarului la ei la comisie și uite, suntem în impasul în care suntem.
În loc să fi clarificat... Și acum îl dai afară pe Câmpeanu și îl ții în continuare pe Ciucă. Păi asta va fi problema și gravă. Mâine ministru... Nu, dar mâine ministru care va fi numit... Nu știm pentru că și-a blocat în instanță dosarul. Ce va să-i discute? Că dăm un verdict absolut. A fost creată de maniera de... Acum mi-e pare rău că domnul Stamulă, care e ca și noi profesor, are dubii atunci când probabil a văzut probele prezentate de doamna Șercan. Sunt clare ca lumina zilei, nu există vreo umbră de îndoială. 46 de partide. Chestia este că mâine, cel care va fi numit, sau poi mine, cel care va fi numit ministru, va trebui să se ducă în guvern. Că e profesor universitar, că nu e profesor universitar, va trebui să lucreze sub autoritatea cuiva care a plagiat în mod clar și care a blocat... Asta e afirmația noastră, nu este un adevăr... Domnul Stamule, îmi pare rău. Care și-a blocat dosarul, să spunem. Acum, doamna Șercan, știți că în spațiul public există și niște suspiciuni despre teza ei de demastrat. Doamna Șercan este membra Universității din București. Dar eu, colegii ei de departament spun că la nivelul masteratului dumneavoastră sunt niște... Nu, domnul Stamule, semne de întrebare. Arunca suspiciunea. Sunt colegii ei de facultate care asupra unei persoane care a arătat de-a lungul anilor foarte clar. Păi, așa dacă... Probe care au condus la efecte instituționale importante în zona instituțiilor de securitate, informații și așa mai departe. În caz, suspiciunea nu este... Dar nu are probleme. Deci există colegii prezentate... din conducerea facultății care fac niște afirmații. Îmi pare rău că spuneți acest lucru. Cunosc foarte bine facultatea unde lucrează doamna Șercan și nu cred că în acest moment al apăra pe domnul Ciucă vă ajută. Dar eu nu spun că l-apăr pe domnul Ciucă, dar noastră nu trebuie să veniți cu un verdict până nu se clarifică situația. Păi, adică o presupun dacă domnul Carp, ca aici de față. Dar nu veniți acum să spuneți sigur cineva a făcut ceva. Da, eu dau în scris că domnul Ciucă a plagiat într-un mod grosolan. Și este evident că a plagiat domnul Stamule. Dânsul era atunci între Bosnia și Irak. Cum putea să facă domnul Stamule? Că știți ce înseamnă teze de doctorat. Cum putea să facă o teze de doctorat? Dar mai este un distins membru de la alt partid care era la Bruxelles și făcea un masterat la Malta și critică pe toată lumea cu ce studii are. Adică dacă intrăm așa în logica asta, e plină, dar depinde din ce gașcă e, nu? Ca să fim corect. Nu depinde din ce gașcă e. Statului român. V-am spus, nu depinde. Deci eu cred că o să lămurească situația domnului Ciucă, că nu este ceva... Păi singura cale legală în acest moment este ca domnul Ciucă să trimită teza către domnul Carp, domnul profesor Miroiu, domnul profesor... Este obligație legală a domnului Ciucă să facă asta? Este obligație politică, domnule Stamule, pentru că de ce spuneți asta? Îmi îngăduiți să vă dau acest mic sfat venit din experiența mea practică, pentru că sunteți membru al Partidului Național Liberal și cred că felul în care domnul Ciucă a gestionat acest proces vă afectează și pe dumneavoastră ca partid. Și există numeroși membri ai PNL, și știți și dumneavoastră, care sunt foarte nemulțumiți de faptul că au în fruntea guvernului și în fruntea partidului un om care... a plagiat. Are suspiciune. Haideți să nu mai veniți cu verdicte. Că așa avem verdicte. Și noastră mi-a spus, dar că suspiciunile nu trebuie aruncate așa, nu? Și noastră aruncați acum cu verdict. Dar aici au fost prezentate probe, domnule Stamule. Probele sunt publice. Le-a putut vedea toată lumea. Domnul Ciucă trebuie să trimită la comisie și ne lămurim, ne cerem scuze public dacă am vorbit despre plagiatul domnului Ciucă și nu se confirmă. Da. Aș fi vrut să mă întorc puțin la problema pe care ați ridicat-o dumneavoastră. Deci, subiectul acesta al ascunderi în diferite forme al fenomenului plagiatului în diferite articole strecurate nu a fost singular. Adică asta a fost clar o formulă de lege cu dedicație pe o problemă care trebuia servită cuiva. Dar mai grav sau la fel de grav mi se pare faptul că domnul Sorin Câmpeanu a ieșit în spațiu public în perioada dezbaterilor parlamentare și a spus în felul următor. O să mai fie, sigur că da, în versiunea 2.0 de asumare a guvernului niște mici modificări. Am luat cunoștință cu interes despre propunerile colegilor mei din PNL ca în cazul în care cineva renunță la titlul de doctor sau se constată plagiatul, persoana respectivă să fie sancționată prin achitarea către Ministerul Educației a costului procesului de studii doctorale, da, valoarea grantului doctoral pe 3 ani și am întrebat domnul Sorin Câmpeanu, așa ca să nu murim proști apropo de această taxă de șmecherie, e vorba de valoarea de când s-a făcut doctoratul sau măcar actualizată la zi? Da, actualizată la valoarea de zi. Deci, dar știți că asta înseamnă un 15.000 de euro calculat așa succint? Asta înseamnă că cineva care își achită, o persoană politică, care conduce o funcție importantă a statului. Tocmai de asta probabil că domnul profesor Preda a ridicat problema domnului Ciucă. De aici cineva e mai important decât altcineva, pentru că sigur că da, e o chestiune de credibilitate a statului român. Dar revenind,
domnul Câmpeanu a găsit că da, mai sunt lucruri de îmbunătățit de genul acesteia, să se introducă niște mecanisme de sancționare a celor care sunt prinși ca fiind plagiatori sau recunosc că au plagiat indirect prin renunțarea la titlul de doctor, prin achitarea unei taxe. Deci aici mi se pare mie că este absolut scandalos nivelul la care a ajuns conversația pe performanța academică. Și atunci, apropo de ce spuneați dumneavoastră foarte bine cu lista celor 10 doleanțe sau 10 propuneri, clar, noul ministru al educației ar trebui să vină și să anunțe clar zero toleranță. Nu cum spunea domnul Sorin Câmpeanu, la plagiatul dovedit. Un nou concept juridic care nu există în România, dar a fost adăugat de dumnealui. Și la orice formă de plagiat. Deci dacă într-adevăr este vorba despre posibilitatea de eliminarea suspiciunii de plagiat, fie prin introducerea, mă rog, prin a lăsa instituțiile acreditate de stat să funcționeze, CNAT cu cazul ăsta, fie pe o orice altă măsură să fie făcută. Lăsați-mă să am această suspiciune puternică că în componența sau maniera în care s-au elaborat aceste texte de lege pare să într-un laborator închis între trei persoane în Ministerul Educației la un calculator fără conexiune cu internet datorită secretomaniei, ca nu cumva să ajungă bucăți de text în transparență publică și niște oameni să poată să dea și cu o părere sau să vină cu un punct de vedere, lăsați-mă să cred că asta nu este singura vulnerabilitate a acestor texte de lege. Și putem intra pe ele să analizăm și care sunt alte probleme. Tocmai de asta mai degrabă trebuie un proces deschis. Doar o precizare. Și nu unul politic. Eu personal sunt foarte surprins că domnul Pălărie, care este membru în Comisia de Învățământ, nu este la curent cu situația actuală privitoare la plagiat. Respectiv decizia Curții Constituționale, care, sigur, este aberantă, dar care împiedică pe viitor o verificare a acestor plagiate. Avem o problemă. Avem o problemă cu justiția, pentru că foarte mulți dintre cei care planează aceste suspiciuni au procese în justiție. Avem o problemă la nivelul Curții Constituționale, pentru că acea decizie limitează drastic orice fel de verificare. Și atunci întrebarea este mult mai complicată. Nu ce ar trebui să facă un ministru al educației, nu ce ar trebui să facă parlamentarii care elaborează aceste texte de lege, ci ce facem cu ansamblul sistemului. Pentru că vă spun că problema nu este deloc simplă și nu știu cum s-ar putea inversa acea jurisprudență total aberantă introdusă de Curtea Constituțională. E o problemă majoră. Nu eu mai vă poate spun... fi anulată decizia Curții Constituționale. Nu, nu, nu poate fi anulată. Nu. Deci degeaba putem noi legi. Nu, nu, eu vă spun... Asta e o chestie persoană fizică, ne vorbim de sistem acum, nu de... Eu vă spun un lucru, că aici s-a tot spus, domnule, că noi, comisia și mai departe, noi fiecare caz pe care l-am analizat, am dat, cred eu, verdictul corect. Însă, 90% din situații este vorba de cazuri care sunt blocate în justiție și în care sunt persoane care au e dreptul lor firesc, da? Să adreseze justiției și au blocat întregul proces. Da, nu există un mecanism, aici este marea problemă, că nu există un mecanism, nu există un mecanism. Decizia Curții Constituționale ar împiedica, blochează de exemplu, verificare după ce de plagiat. Legile educației sunt trecute prin Parlament, absolut, da? Deci, absolut, domnul Ciucă orice. Se duce și deblochează dosarul, orice, nu puteți se poate să da verificați. O lege a educației ultraliberală. Singurul care o poate face este cel care a plagiat. El poate trimite... E adevărat. Dar vreau să vă spun că o nouă lege a educației nu poate să rezolve niciun fel de problemă. Vreme avem această jurisprudență a Curții Constituționale care spune că o teză nu poate fi verificată decât din momentul în care a fost susținută până momentul în care rectorul a dat ordinul respectiv. Deci, fără modificarea acestei jurisprudențe, suntem cu toții cu mâinile legate. Și acum vă mai spun încă ceva. V-am spus, 90% din cazuri sunt persoane care s-au adresat justiției. Și întrebarea mea este, domnilor parlamentari, ce ați făcut ca să instituiți un sistem în care justiția se pronunțe cu celeritate pe aceste cazuri? Asta este marea problemă a României. Hai să lăsăm la o parte legea. Câte legi sunt închise? Aveți o inițiativă legislativă prin care... Arătați-mi-o, vă rog. Să vedem prin care justiția să se pronunțe cu celeritate pe aceste dosare, pentru că noi, în practică, avem probleme exact aici. Adică sunt persoane care intentează un proces, primesc un termen peste 2 ani și decizia definitivă peste 6 ani.
Domnul decan Preda v-a spus foarte clar. Am avut cazul de plagiat incontestabil, dovedit, anulat în justiție. De ce? Pentru că legislația nouă nu ne permite să ne apărăm. Știți adevărul acesta? De ce nu-l vorbim? Legislația nu ne permite nouă, universităților, CNAT, cu totul acestor organisme, să angajăm experți care să dovedească faptul că a existat un plagiat. În schimb, permite oricărui plagiator să angajeze cu sume enorme, da? Experți care vin cu expertize false și care sunt validate de justiție. Știți acest adevăr? De ce nu-l discutăm? Și dăm acum vina, spunem că trebuie să vedem cum va fi legea educației. Nu! Problema este întregul sistem care trebuie regândit în ansamblu său. Dacă aveți o inițiativă legată de rezolvarea problemelor din justiție, m-aș bucura foarte mult. Să completez. Deci există un ordin de ministru, dat domnul Câmpeanu, prin care toate universitățile trebuie să-și facă un birou de verificare a tezelor doctorat. Noi, la universitatea noastră, am făcut acest birou, am cumpărat scanere și suntem acum în proces de digitalizare a tuturor tezelor de doctorat de dinainte. Nu cred că sunt multe universități care au și operaționalizat acest birou, adică 2-3 oameni. Și e foarte probabil ca toate tezele pe care universitatea noastră toate titlurile și tezele pe care le avem în arhivă vor fi digitalizate anul acesta, anul viitor, că vorbim de mii de lucrări, și o să se verifice prin aceste softuri moderne dacă sunt probleme din trecut, tocmai ca să ajungem la un T0. Este o decizie pe care noi am luat-o, am votat-o în Senat, cu toate riscurile pe care le implică, pentru că, să fim clari, în momentul când decidem la nivel de sistem, noi suntem una din universități și să zicem că să se găsească 2, 3, 5 probleme, lucrări cu probleme, că nu știm ce coordonator acum 20 de ani, în anii 90, a făcut nu știu ce, că era prieten cu nu știu cine. Următoarea etapă este asta. Orice școală doctorală unde apare o problemă de acum 30 de ani, își poate pierde imediat acreditarea. În momentul în care își pierde acreditarea, scade finanțarea universității. Și aici trebuie să avem o discuție, sinceră. Dacă noi din 2006 până astăzi, deci 16 ani, nu am avut nicio problemă după ce ne-am pus lucrurile în ordine, ce facem cu lucrurile care nu au fost? Ok, putem să le aducem în public, să le zicem, domnule, asta e, dar mulți sunt reticenți în a scoate rufele murdare de frica faptului că de fapt înseamnă să se închidă singuri pe o greșeală de acum 30 de ani. Adică pierderea finanțării. Și aici nu este o discuție sinceră nici în legislație, nici în sistem. Băi, dacă ne înțelegem că aducem totul la zero, dar fără repercursiuni asupra vieții de astăzi a universității, că cei care suntem astăzi nu avem nicio treabă cu cei care erau acum 30 de ani, să vedeți cum o se miște sistemul. Acum lumea zice, băi, trageți un glonț în picior și mai vedem cum o să alergi după aia. Mi se pare foarte corectă discuția. Propus asta până ministru Sorin Câmpeanu. Păi el a propus dat ordinul ăsta. Ce spuneți dumneavoastră este acest... Eu aștept să citesc teza pregătită de domnul Mircea Geoană, perioada când era ministru de externe. Și susținută la dumneavoastră la ASE. Deci eu vă spun ce... Adică și acolo sunt suspiciuni, vedeți că s-ar putea să candideze la președinție. E probabil la fel ca și domnul Ciucă, un supraom. Pentru că dacă domnul Ciucă a scris teza fiind în teatru de operațiuni în Irak și pe urmă în Bosnia la baza de acolo... Dar n-ar fi mai corect dacă ziceți dumneavoastră că până în 2006... Am înțeles perfect, dar cel mai corect ar fi ca toți oamenii ăștia care ocupă funcții politice să renunțe, domnule, să spună, da, domnule, uite, așa a mers treaba acum 20 de ani. Renunțăm la toate doctoratele astea, dăm bani înapoi, dăm pensiile înapoi și ajungem la T0. Păi nu, asta e și apărarea pe care au folosit-o unii dintre ei, spunând renunțare la plagiat. Aici s-au comis fraude, doamna Ciolin. Nu, dar să iasă la televizor să spună, da, avansări în grad, ordin militar. Să dea și bani înapoi din urmă. Nu numai despre bani, și despre cariere militare și politice în cazul acesta. Deci aici nu încearcă să ascundă adevărul sau să blocheze aflarea adevărului pentru că ar avea o problemă bănească sau... Aceștia mai știu că, de fapt, carierele lor se surpă. Toată cariera e, de fapt, se surpă. O fraudă. Pentru că s-au creat fraude masive în clipa în care, din rațiuni strict financiare, într-adevăr, inițial, s-a creat posibilitatea ca oricine deține un titlu de doctor, că lucrează în universitate, că lucrează în afară, să primească un spor de 15%. Pe de altă parte, doctoratul a fost introdus ca o condiție de promovare
sau ca o condiție care, sau ca un document care se substituia altor teste în interiorul unor profesii. Da. Și asta a creat avantaje semnificative în carieră, pentru că nu întâmplător s-a născut acest scandal. Foarte tentant. Aici a fost marea greșeală. Eu să știți că am studiat comparativ legislația și numai în România se acordă sporul de doctorat în mod nediscriminatoriu pentru orice profesie. În toate celelalte țări se acordă spor de doctorat pentru învățământ. Noi am fost cea mai liberală țară și aici e de discutat de ce, de ce am ajuns în această situație. Care au fost, adică au fost niște interese foarte mari ca, de fapt, în toate domeniile oamenii să avanseze pe baza doctoratului. Și aici am ajuns, nu știu, a trebuit... Acum, sigur, e un drept câștigat, nu mai poate fi anulat printr-o lege, asta este clar. Dar trebuie pe viitor să ne gândim cum gândim sistemul ăsta de salarizare, de promovare, să... Poate. Nu mai deci, depinde de doctorat. Celor care au protestat în fața Ministerului Educației nu au fost pentru o lege, ci a fost pe o altă componentă despre care vorbim rar, din păcate, despre acest element al moralității. O moralitate care te supune unor presiuni ca politician, ca în cazul în care anumite lucruri sunt suspecte sau dovedite ca fiind ilegale, nelegitime, tu să faci demersul necesar și logic și natural și organic de a-ți da demisia de acolo de unde ești. Discutăm foarte mult despre sistem, e adevărat, discutăm despre latura penală, din nou discutăm despre legislație și iar ne întoarcem în buclă la cât de important este să fie o lege bine scrisă, pentru că dacă legea are găuri, găurile alea o să fie abuzate de către cei care vor dori să o facă. Și atunci nu e numai despre legalitate. Haideți să ne mutăm în Europa, din punctul dumneavoastră ca țară. De vedere. Care ar fi soluția astfel încât să nu mai vedem cazurile astea? Să nu mai fie... primiți, să nu mai acceadă la soluția? Funcții din acestea. Soluția e un T0, doamnă. Eu am avut o discuție cu fosta președintă a Consiliului Rectorilor din Germania. Adică amnistie, asta spuneți. Nu, deci, dacă în Germania există un T0. La câțiva ani după 90, nu a stat 30 de ani. Noi avem un talent ca țară, T0 o să fie după 50 de ani. Adică T0 e când... Deci, haideți să fim corecți. Dar T0 asta ce înseamnă? Nu, realitate, deci, cum am spus, astea sunt problemele. Ăștia sunt ăia și hai să mergem mai departe. Dar nu poți să-ți închizi universitățile că acum 30 de ani cineva a făcut niște greșeli. Pentru că asta înseamnă legislația de astăzi, asta, la asta va duce. Și la toate universitățile, nu vorbim acum de una sau universitățile mari, ca să fie și asta foarte clar. Domnul Stamule, dacă mâine partidul dumneavoastră, că e partid guvernamental și președintele țării, spun... Domnul Ciucă pierde sprijinul. Aveți ceva cu domnul Ciucă, văd că e ceva acolo. Sunteți... Nu, să știți că am avut cu toți cei care au fost în această situație, că sunt membri ai universității sau că sunt membri ai acestei elite politice. V-am spus, am fost decan când am dat-o afară pe cercetătoarea prinsă ca plagiat. Acum 17-18 ani nu se discuta public despre asta. Afară, nu e ca și cum... Nu era obligație legală, tocmai pentru că legislația muncii nu penaliza plagiatul. Asta păi e motivul pentru care dacă nu aveți bază legală. Am refuzat pur și simplu să-i mai permit intrarea la ore. Mi-am asumat păi așa ca decan. Cum ați câștigat în instanță? Nu păi nu am câștigat, am pierdut în instanță. Deci ați făcut... Dar dumneavoastră nu știu dacă ați câștigat în instanță împotriva domnului Ciucă mâine sau poimine. Dar dacă dați acest exemplu, dacă dați acest exemplu și arătați că vă pasă ca partid guvernamental, ca partid responsabil, moderat, liberal... Și dacă președintele ar da acest exemplu, ăsta ar fi un semnal către lumea universitară, către cei care în lumea universitară își doresc acest moment T0 de care spuneți dumneavoastră, correct, extraordinar. Pentru că altfel vom repeta ce s-a întâmplat cu Victor Ponta, care a fost... Și momentul T0 vom mai repeta, pentru că probabil că 10-15 ani... Toate persoanele care au luat aici de fapt toată dezbaterea. Deci ori nu putem de acum înainte să nu le mai dăm sporurile. Hai, poate au rămas cu ele din trecut, dar aici este o altă dezbatere legată de să știți că un indicator de dezvoltare a fiecărei țărilor este numărul de doctorate la 1000 de locuitori. Noi nu suntem deloc bine pe chestia asta. Deci chiar există tot felul de studii, dar noi că facem cum vrem, domnul Preda, dar nu putem să soluțiile șoc, să știți că niciodată nu sunt acceptate. Ați câștigat. Par foarte frumoase, dar în general se resping de către societate. De ce? Pentru că soluțiile șoc implică niște riscuri pe care lumea nu vrea să le asume. Eu v-am spus câteva riscuri acum, care sunt reale. Și de ce universitățile sunt reticente? De-aia sunt reticente. Dumneavoastră vorbiți așa despre consecințele unui act de plagiat, adică sancțiunile legale care se pot întâmpla, atenție, plagiatorului.
Apoi școlii doctorale. Nu, dumneavoastră vorbesc de școala doctorală și apoi coordonatorul de lucrare este de acum 30 de ani. Sigur, și aici apare problema. Aici apare problema. Și dumneavoastră puneți accentul ca apărător probabil legitim al acestuia două componente, și anume școala doctorală. Că vi se pare că e un conflict de, e o fractură de logică ca școala doctorală să fie închisă astăzi pentru un act de plagiat, poate chiar plagiat repetat acum 20 de ani. Dar haideți să rezolvăm asta cumva. Adică înțeleg ce spuneți dumneavoastră. Asta trebuie să se întâmple, pentru că măcar putem să asigurăm viitorul. Dacă vă place ideea, propuneți un amendament. Formația academică nu e nevoie neapărat de soluții legale. Uneori gesturile politice sunt... Cum e nevoie, domnul Preda, de soluții legale? Când gestionezi bugete și știi că X% din buget îți vine pe școlile doctorale, că acreditarea îți vine pe școlile doctorale, cine credeți că are disponibilitatea ca să facă, să scoată toate poveștile astea de acum 30 de ani? Hai să fim corecți, de ce nu spunem adevărul? Vorbesc despre altă dimensiune a problemei. Am atins-o și mai devreme, nu mi-ați ascultat sfatul. Dar vreau să vă spun că președintele Iohannis ar rămâne într-adevăr în istoria universităților din România dacă ar face un asemenea gest. Dimpotrivă, dacă o să o lălăie... În ce gest să facă? Un asemenea gest, iar cere mâine primului ministru să plece din funcție. În ce context? Universitatea ar adică în contextul războiului din Ucraina și a faptului că domnul Ciucă este într-o relație foarte bună cu SUA, care ne apără de fapt că suntem cavai de noi, și de asta ziceți că pe doctorat să le eliminăm pe un domn general care este foarte potrivit, ținând cont de... E singurul care a stat un an într-un program de leadership. Păi nu, este singurul care a stat într-un program de leadership un an. Păi nu, dar haideți să nu venim acum cu avioane când avem război la câteva sute de kilometri. Și e foarte bine că avem un general în fruntea guvernului. După aia, când se termină război, e altă dezbatere. Domnul Stamule, am lucrat 10 ani în politica externă europeană. Deci, câte război au fost în politica externă europeană? Au fost destul de multe. Cred că în Europa cât au fost? Războaiele balcanice. Acum 10 ani? Nu, bănuiesc că vorbesc de perioada războaielor balcanice ai fi Iugoslavia. Încerc să leg o conversație, dacă vreți. Cred că gesturile politice au o valoare extraordinară atunci când sunt făcute la timp. Universitățile românești sunt acum în criză, între altele și pentru că de 10 ani încoace, autoritățile politice, că au fost PSD-iste, că au fost penelisto-PSD-iste, au încercat să diminueze forța universităților care au vrut să se curețe. Exact ce spuneți dumneavoastră, să ajungă la acel moment de zero. Repet, dacă președintele ar face un asemenea gest, ar rămâne în istoria universității. Dar gestul, domnule Preda, este să reglăm legea că... ca să poată universitatea să se curețe. Nu să-i zică domnului Ciucă o poveste. Adică ăsta e gestul, nu e gestul. Adică dumneavoastră veniți cu un gest politic când este de fapt de o nevoie de un gest administrativ care să rezolve și celelalte probleme politice. Dar dumneavoastră văd că aveți ceva cu Ciucă și cu Iohannis și tot îi aduceți aminte la dezbaterea de astăzi. Vă dau un exemplu german, pentru că știu că vă place la spuneți mai devreme. Helmut Kohl este unul dintre mari oameni politici ai secolului trecut. A fost unificatorul Germaniei. A fost gata să plece din funcție atunci când a fost acuzat de corupție. Putea să rămână, domnule Stamule. Deci, dar Germania n-ar fi avut demnitatea și n-ar fi avut parte de respectul pe care l-are astăzi în Europa dacă Helmut Kohl ar fi rămas acolo. Domnul Helmut Kohl. Și era Helmut Kohl. Nu, stați puțin. Deci el nu a vrut să spună sponsorizările date partidului. Pentru că eu știu bine situația de acolo, că am fost de zeci de ori la el la sediu. Deci domnul Helmut Kohl nu a fost niciodată, nu i s-a spus că e un hoț. Și el a zis că principiul lui în viață a fost ca toate înțelegerile discrete să le păstreze discrete, care au ajutat și România, și Germania, și întreaga Europa, și a zis că el nu va spune cine a făcut acele donații. Samule, dacă Kohl a plecat din funcție, poate să plece și Ciucă. Dar ce treabă are una cu alta, domnul Preda? Dacă începeți să dăm acum niște comparații, dau și eu niște comparații, că nu mai știți de... Pentru că modelul oferit de politicienii români, de la Ponta lui la Ciucă, este modelul celui care trișează. Asta este problema. Și dacă veți evita această problemă etică și veți pune tot un termen fals legalist și în termen de oportunitate, vezi, doamne, dacă schimb un prim-ministru în două zile, nu există oportunitate țara în politică sau cum? Adică dumneavoastră spuneți că nu trebuie să fie o analiză făcută și în termen de oportunitate. Da, dar durează, păi și atunci durează 24 de ore să puneți un alt prim-ministru. Poate că totuși din cei care ne privesc în această seară sunt interesați să mai... Să avem o conversație reală și despre încă o componentă sau un preț plătit de România. Până la urmă, o lucrare de doctorat, în primul rând, e o lucrare de cercetare. Ea ar trebui să aducă pentru persoana respectivă, pentru școala doctorală, pentru universitate, pentru societate, progres și inovație într-un domeniu.
Haideți să ne uităm, vă invit pe dumneavoastră, tocmai că sunteți din mediul universitar, să comentați cum arată calitatea cercetării din România. Unde suntem în clasamentele europene, unde suntem în clasamentele internaționale și dacă nu cumva maniera neserioasă cu care tratăm uneori doctoratele, e o chestiune care se vede și în alte elemente, inclusiv în indexul de inovație pe teritoriul României. Și mă refer din nou la cercetarea academică. Și aici vă dau cuvântul, tocmai că sunt aici cel puțin trei universități, două universități. Mi-aș permite eu să ridic mânușa pe care o aruncați. Să știți că situațiile sunt foarte diverse în România. Sunt școli doctorale care sunt implicate în mari proiecte de cercetare europene. Sunt școli doctorale unde cotutela este o regulă. Sunt doctorate obținute în România de străini, sunt din ce în ce mai mulți străini care obțin doctorate în România și care valorifică aceste doctorate în cercetări internaționale. Deci situația nu e atât de așa mizeră precum s-ar crede la prima vedere. Sigur că există multe teze de doctorat cu o calitate precară. Sigur că sunt multe care nu aduc ceva nou, dar noi trebuie să ne uităm la felul în care am început în 1990, cu 32 de ani în urmă, când calitatea tezelor de doctorat se apropia de zero. Și știți de ce? Pentru că România era izolată din punct de vedere științific pe plan internațional. Noi, de exemplu, facem într-o facultate de științe politice. Științele sociale erau foarte slab reprezentate, aproape de zero, înainte de 1989. Domnul Stamule predă la o facultate de economie, unde la fel, experiența, să spunem, deschiderea internațională era aproape de zero. Deci trebuie să ne uităm, domnul Pălărie, de unde am plecat și unde suntem. Alte țări au plecat de mai de sus și sigur că se află mai sus, pentru că au plecat mai de sus. Marea problemă, și aici cei care sunt ca dumneavoastră în politică și se ocupă de educație, marea problemă este finanțarea. Așa cum a spus și domnul Preda, finanțarea este execrabilă. Finanțarea nu acoperă de fapt nimic. Și nouă ni se pretinde să facem cercetare la un nivel foarte înalt, fără niciun fel de sume care să fie alocate acestor cercetări. Nu poți să pretinzi unui doctorant să aibă o teză de foarte bună calitate dacă nu-i oferi mijloacele. Noi, de exemplu, suntem o universitate mare, suntem o universitate cu resurse. Noi oferim studenților doctoranți posibilitatea unor stagii în străinătate, posibilitatea unor stagii de cercetare. Dar sunt universități care sunt dezavantajate din start și deși vor acest lucru, nu pot să o facă. Păi, înainte de a vă pune problema calității tezelor, puneți-vă problema cum îmbunătățim finanțarea, pe ce criterii se acordă finanțarea, cum facem ca cercetarea să fie legată de tezele de doctorat și mai ales, și aici domnul Stamule vă poate spune mai multe, cum implicăm mediul privat. Deci, în teze bun, de poate doctorat. Aude viitorul ministru al educației toate problemele astea. Deci trebuie să luăm publicitate și mai e ceva. Mai avem ceva. În fiecare an peste jumătate din teme oferite de mediul privat. Domnule Stamule, deci, n-am apucat să vorbim și despre sistemul preuniversitar. Acolo domnul Câmpeanu a apucat să spună că trebuie schimbat modul în care se dă examen la colegii. Exact. Pentru că notele din liceu nu mai au nicio relevanță, sunt frauduloase, se iau pe bază de cadouri, se iau... Și vreau să vă întreb, în facultate, în gimnaziu, dar în universități, cum se dau notele? Cum se trec examenele? Apropo de practicile de acum 30 de ani, că doar acum ce s-a schimbat? Tot așa? E pe aranjamente? Pe... Un student mic ar pierde finanțarea standard, ca să deci lămurim. Nu există subiectul ăsta în școala noastră. Avem adică niște... toți studenții și-au examenele pe bune? Păi nu, mulți studenți nu și-au examenele, nu e că și-au pe bune sau nu. Există locuri la buget și locuri la taxă și în funcție de... Se reface clasamentul după fiecare semestru. Cei care învață nu mai plătesc, cei care nu învață pică la taxă. Iar noi avem o funcție de control pentru că la gimnaziu este un rol foarte important al părintelui. Eu știu din... Tot de la mine, din familie. Deci, până recent, la admiterea de la liceu, conta jumătate nota media pe 4 ani de la gimnaziu, jumătate examen de capacitate.
Și atunci erau generații întregi care aveau 10 pe linie toate clasele. Deci a dispărut concurența dintre elevi, tocmai pentru că acea medie conta atât de tare și părinții se aduneau și făceau tot felul de protocoale. Deci eu cunosc școli în țara asta unde au terminat generații întregi cu 10 pe linie toată lumea ca să nu fie afectată media de admitere al liceu. La anumite școli unde părinții își permiteau, ca să fie corect. Acest lucru a dus la anomalii. De aia a scăzut ponderea mediei în media de capacitate. Pentru că ne trezeam că de la 3, 4, 5 școli ajungeau toți la niște licee. Bun, deci adică nu mai există. Eu vă spun, sunt adulți, doamnă. Deci cei care vin în universitate sunt adulți. O mare majoritate nu sunt din București, deci stau aici fără părinți și cei care stau fără cu părinți nu au treabă. N-ați avut niciun caz de profesor care să ia șpagă sau ceva de la elevi, de la studenți? Dacă au fost vreodată, au fost dați afară. Și a existat în universitatea noastră acum câțiva ani, au existat niște profesori arestați și vă spun că avem niște reguli extrem de stricte de monitorizare. Nu s-a mai întors la catedră? Nu. Și avem niște reguli foarte stricte ca să nu se întâmple. La dumneavoastră cum e? Unii profesori care vorbim și de corupție, pentru că eu îmi ridic această întrebare. Deci la gimnaziu nu mai sunt relevante notele, pentru că se iau pe floricele și pe cadouri și pe parfumuri. La facultate sunt relevante? Da, o problemă pe care o discutăm chiar zilele astea în facultate este dacă menținem un sistem de admitere care e bazat pe notele de la BAC, pentru că la un moment dat a fost semnalul ăsta în foarte multe universități și am renunțat la examenul de admitere. Ne-am folosit de-a lungul anilor tipuri diferite de admitere, inspirate din modelul francez, din modelul american, a fost o vreme foarte prizat. Era perioada în care celelalte facultăți dădeau examene bazându-se pe manualele școlare. Da, dincolo de examen, ce se întâmplă în facultatea asta? În facultate, rata de absolvire este tot mai mică, deci dacă acum 10 ani rata de absolvire era de 80-90%, acum avem rata de absolvire și 30% la unele serii, deci eu sper că așa este, pentru că vă dau cifrele. Nu se poate rezolva situația din preuniversitar fără o creștere a salariilor. Deci acei, chiar dacă nu e morală profesionalizarea, doamnă, ca să atragi oameni buni, nu poți să-i ții cu 400 de euro pe lună. Un profesor la catedră, la început, are 2000 de lei. Și cine îți stă cu 2000 de lei? Deci eu vă spun, absolvenți... Păi a zis domnul Câmpeanu că le crește salariile, păi dar asta, este, asta era una din discuțiile... A respins foarte multe propuneri. Deci, una din discuții. Trebuie să luăm publicitate. Ce a spus domnul Câmpeanu, referitor la învățământul universitar, că a spus de nenumărate ori că în universități se câștigă 2-3000 de euro ușor. Un conferențiar universitar, notați acest lucru, câștigă acum 4100 de lei. 4100 de lei și se cere o performanță perfect comparabilă cu performanța academică din țările occidentale. Și nu e tentat să ia și o șpăguță de la studenți? Doamna, nu se ia șpagă în universitate. Bine, trebuie să luăm publicitate și revenim. Avem un drept la replică pe care o să vi-l citesc foarte rapid de la primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Pe 4 septembrie a făcut o emisiune despre inaugurarea pasajului Unirii, modul în care a fost reabilitat acest pasaj, care a costat 12 milioane de euro. Am vorbit despre faptul că nu s-a reabilitat și acel pasaj al Unirii, ceea ce reprezintă în continuare un pericol de prăbușire. Domnul Daniel Băluță ne-a trimis un drept la replică să ne clarifice ce fel de lucrare a făcut acolo și ce riscuri există în continuare. În acest context, pentru o cât mai promptă, pertinentă și corectă informare a telespectatorilor dumneavoastră, vă comunicăm faptul că în data de 4/9/2022 au fost finalizate lucrările de punere în siguranță a pasajului rutier Unirii, la aceeași dată pasajul fiind redat circulației rutiere. Lucrările executate au fost complexe, fapt ce a impus și a necesitat multe ore de muncă desfășurate, inclusiv noaptea, pentru a se putea respecta graficul de execuție. În final, pasajul rutier Unirii a devenit cel mai sigur tunel din România, din punctul de vedere al infrastructurii și cel mai tehnologizat în egală măsură. Peste 1800 de ore de lucru au fost necesare pentru această transformare, timp în care constructorii au izolat toate infiltrațiile de la nivelul carosabilului
Infiltrații care proveneau de la pânza freatică și nu de la râul Dâmbovița au închis fisurile din pereții interiori ai pasajului prin injectarea unor mortare speciale pe care ulterior i-au îmbrăcat cu peste 3000 de panouri metalice. Mai mult, pentru a crește vizibilitatea în tunel, au fost montate 498 de corpuri de iluminat și bandă LED pe o suprafață de 4 km. Totodată, la suprafață au fost instalați 30 de stâlpi de iluminat, precum și 150 de proiectoare în rampă, astfel încât iluminatul în pasaj să devină un ghidaj de siguranță pentru șoferi. De asemenea, pasajul Unirii are în momentul de față cel mai performant sistem de ventilație de ultimă generație, conceput special pentru aerisirea pasajelor rutiere, precum arhicunoscutul tunel rutier Mont Blanc, care leagă Franța de Italia. Sistemul este complet automatizat și are două regimuri de funcționare. Acesta este compus din 60 de ventilatoare care intervin de îndată în momentul în care nivelul noxelor în tunel ajunge să fie unul foarte ridicat și totodată evacuează fumul către zonele de ieșire în caz de incendiu. În paralel cu aceste lucrări, s-a intervenit la înlocuirea rețelelor edilitare de apă și canal a celor electrice în vederea instalării noului sistem de iluminat, precum și la montarea unui nou sistem de supraveghere video. Totodată, pasajul a fost dotat cu două defibrilatoare automate pentru situații de urgență, cât și cu amplificatoare pentru semnalul de telefonie mobilă. Foarte important de menționat este faptul că obiectivul lucrărilor, ce tocmai a fost finalizat la timp și cu succes sub coordonarea noastră, a fost exclusiv acela de punere în siguranță a pasajului rutier Unirii și reprezintă o prima etapă de consolidare a zonei Unirii prin aplicarea la acest moment a unor măsuri rapide de maximă urgență ce au fost propuse de experți de specialitate și care vor menține în siguranță pasajul cel puțin în următorii 10 ani. Urmează parcurgerea a unei a doua etape care va viza realizarea unui proiect tehnic pentru consolidarea pasajului, respectiv și a unei a treia etape, cea care va viza realizarea unei documentații tehnice privind consolidarea sau chiar refacerea planșeului din zona Unirii, în raport cu concluziile și recomandările experților de specialitate ce vor analiza inclusiv în teren structura și siguranța acestei zone. În acest context este esențial de reținut faptul că pasajul rutier Unirii și planșeul din zona Unirii nu se suprapun, ci doar se află în vecinătate una față de alta. Așadar, lucrările realizate în intervalul 19-6-4-9 nu au vizat în niciun moment planșeul din zona Unirii, ci exclusiv punerea în siguranță a pasajului rutier Unirii. Lucrări complexe ce au fost executate cu succes în termenul anunțat inițial de primarul sectorului 4, domnul Daniel Băluță, sub coordonarea administrației locale a sectorului 4 a municipiului București. Având în vedere aspectele de mai sus menționate, vă recomandăm ca pe viitor, pentru corecta informarea telespectatorilor dumneavoastră, să solicitați puncte de vedere oficiale referitoare la activitatea administrației locale a sectorului 4. Pe această cale l-a anunț pe domnul Băluță că în ziua în care noi am făcut emisiunea, l-am sunat la telefon, dar nu a răspuns. Domnul Preda, de ce râdeți? Era stilul ăsta. N-am citit bine? Nu, asta a citit impecabil, dar în fine... Cam lung, așa. Nu pare foarte talentat politic. 10 ani e pus în siguranță. Dar nu ne-a spus dacă se poate... Simon Blanc, să nu uităm. Da, bun, asta am înțeles că dacă trecem acolo, ajungem în Franța. Dar n-am înțeles dacă mai poate să intre camioanele acolo, că înțeleg că se cam opresc. Asta nu știu, urmează să aflăm dacă s-a mai, nu știu, s-a micșorat tunelul. Dar vedeți ce tip de comunicare, adică suntem la 30 de ani de la căderea regimului comunist și omul ăsta vorbește parcă ar fi Ilie Verdeț, așa scrie textul. În limbaj de mulțumesc lemn, foarte mult, domnilor, pentru analiză. Rămâneți pe B1 TV, urmează știrile cu Dan Gabor. O seară liniștită să aveți.